ești pofticios, da? N-ai postit. Mănânci de dulce în zi de post. Ești lacom, mănânci mai mult. Bei mai mult. Dormi mai mult. Poate simți nevoia să cheltui mai mult. E o problemă strict personală. Aia o poți plânge sau o poți gestiona când vrei tu. Când ai să simți că te dor picioarele și ai luat în greutate, ții diete. Când te doare capul, ții o pastilă. Când ții rău la stomac, bei o răcoritoare. Te autotratezi. Deci este un păcat care se dezleagă cu foarte mare ușurință și uneori te mustră conștiința că e vorba de tine. Băi, chiar mi-am bătut joc de sănătate, trebuie să mă mai îngrijesc, olea, că sunt prea neglijent. Dar ție ți-o spui, că nu te aude nimeni. Și o să mă întrebați de ce vorbesc eu, de ce vorbesc eu de aceasta. Că au adus la el un om mut, având demon. Avem treabă și cu mutul, nu numai cu chiorii. Un om mut având demon. Vedeți o a treia persoană care apare astăzi în tabloul evanghelic de astăzi. De ce ție îți poți spune orice? Pentru că te cunoști pe tine. Și știți când devenim muți și cu demon în noi? Când nu vrem să ne recunoaștem neputințe. Deci când facem păcate în mod evident. Și acum mă duc și am să vă împing spre ce vreau eu să vă împing. 1. V-am spus, ai mâncat, ai băut, te-ai lăcomit. E o treabă strict personală. Dar fie că ești soț sau soție, sau fie că ai responsabilitate, ca fiu sau ca fiică, că ești mamă sau tată sau părinte, începi traiul unei vieți duble, să spunem, conjugale, o pildă. Am luat o speță. Și cum e femeia? E așa ca mirosul la floare. Parcă nu ești tu în apele tale. Nu, n-am nimic. Dar parcă nu ești liniștit. Ce te frământă? Spune-mi, nu, n-am nimic. Ce mă tot bați la cap cu întrebările tale și începe tachinarea. Tachinarea are rădăcini. Și invers. Și bărbatul întreabă. Dar parcă nu mai ești cum erai înainte. Dar parcă nu te mai comporți cum te comportai înainte. Se schimbă tactica lucrurilor. Și cei doi se autotatonează demonii cu unul pe celălalt, dar nu se descoperă niciunul celuilalt. Băi, eu am luat-o în căi greșite sau nu fac bine, sau uite, eu greșesc și fac prostii sau așa. Cum găsim să îndreptăm? Îndreptăm cel mai simplu. Îndreptăm în fața notarului sau a judecătorului prin nepotrivirea de caracter. Lăsând niște lucruri în voia sorții, și aceia sunt întotdeauna poate copiii care ei au cel mai mult de învățat din greșeala asta, sau sunt acele lucruri materiale care uneori le-am agonisit într-o viață și le distrugem într-un an prin vânzări, partaje, prostii și alte nebunii. Nu ne oprim la asta, că nu asta ne interesează. Cum se întâmplă că tu poți duce o viață dublă timp de un an, 2, 3, 4, 5, 10, și nu te mustră conștiința, știind că ai acasă femeie, copil, responsabilitate, autoritate morală, spirituală, ai un Dumnezeu care te vede, te aude, te știe, și tu totuși taci. Și taci, și taci, și taci, și taci, și taci, pentru că te complaci. Trăiește cel de-al doilea în tine, demonul. Demonul care îți hrănește căderea și e bucuros că te-a acaparat. Indiferent că e bărbat sau că e femeie. Iar la punctul cheie, când apare momentul potrivit, apare păcatul împotriva evidenței, ăsta e cel mai greu păcat, când vrei să-i faci cuiva rău cu bună știință și să-l distrugi în mod intenționat, și acesta nu prea se iartă. Aici trebuie să fim foarte atenți. Vă întrebați uneori de-a lungul vieții, sau ne întrebăm de-a lungul vieții, că toți avem belele și probleme și scăderi sau lucruri pozitive sau negative și întreb, domnule, de ce merge rău?
Cred că această întrebare nu o putem adresa decât în mod sincer lui Dumnezeu, stând seara în genunchi la rugăciune în fața icoanei. Doamne, mutul ăsta din mine, ce-ți spune că eu nu înțeleg? Ce crezi despre el? Ce știi despre el? Și de ce e mut? Tot Talase Libianul ne spune. Când omul a ajuns la vârful păcatului, conștiința adorme definitiv. Și voi știți proverbul lumesc și eu știu tot de la lume, conștiința adormită naște monștri. Ce sunt monștri? Creezi toate problemele posibile să poți să te posedezi de materie pe cel de lângă tine când vrei să-i faci rău. Creezi toate condițiile să poți să te posedezi de copii pe unul din părinți prin relații, șmecherii sau alte prostii. Creezi condiții să nu se poată autoapăra sau, mă rog, cumpărări de martori mincinoși și povești. Nu mai stăm să ne uităm cu ce-i presărată societatea, curge destulă mizerie peste noi, de peste tot. Aici intervine Dumnezeu și nu prea iartă. Aici intervine Dumnezeu și face următorul lucru. Când ai greșit prima dată și nu ți-ai dat seama că ai greșit, că așa spune, celui ce greșește o singură dată îi se iartă. Păstorul lui Herma, pentru că n-ai știut ei din scrierile apostolice. Dar când știi și tot greșești, atunci nu ți se iartă, pentru că păcatul este evident, deci tu îl faci cu bună știință. Tu în mod intenționat vrei să distrugi o familie, tu în mod intenționat vrei să faci rău, tu în mod intenționat vrei să te răzbuni, tu în mod intenționat. Și n-aș trece mai departe, eu am luat un exemplu banal care îi mai lumesc și mai trupesc, să nu ne gândim la cei care rămân fără o bucată de pâine. Patronii au conștiință uneori, ei spun așa, nu-i vina mea, e adevărat că nu-i vina ta. Dar putea să studieze omul bine și în momentul când ai văzut că nu calcă bine, să-i spui, nu avem loc de muncă. L-ai studiat și ai văzut că nu calcă bine, îmi pare rău, nu corespunzi. În momentul când i-ai dat o speranță și l-ai exploatat și după aia l-arunci, păcatul pică asupra ta. Mai devreme sau mai târziu, nu știu dacă le preia toate ANAF-ul sau DNA-ul, dar viața le preia cel mai urât. Vin ei și spun, părinte, am pierdut aproape tot. Da? Era și o istorioară prin Pateric care spunea că un înger care mergea cu un călugăr la drum de rămase o casă din temelie până jos și a zis, tu ești drac sau înger? Ce apucătură e asta? De ce ai format casa omului? Omul ăsta și-a făcut casa cu blesteme din muncă necinstită și decât să moară el, am preferat să sufere și să-și facă altă casă. Deci cum gândea Dumnezeu și îngerul față de cum gândim noi? Mutul din noi ne spune că nu-i păcat. Mutul din noi ne spune că așa face toată lumea. Mutul din noi ne spune că așa e societatea. Mutul din noi ne spune că așa te împinge legea. Mutul din noi ne spune că toți fac la fel. Mutul din noi ne spune că dacă nu faci, ești prost. Da? Dacă nu le faci, ești prost. Preferi să rămâi uneori prost sau sărac cu Duhul pentru Dumnezeu decât să te încarci cu păcate care nu le poți gestiona și nu le poți controla. Eu consider și am considerat lucrul ăsta din totdeauna că în momentul când ajungem la cunoașterea de sine, nu mai suntem orbi. Să vedem ce spune Evanghelia, că eu mi-am tratat-o, dar să găsim speculațiile care mi-au scăpat. Credeți că pot eu face aceasta? Da, Doamne! Deci numai Dumnezeu ne poate face să avem cunoaștere de Dumnezeu, frică de Dumnezeu, omenie față de oameni, omenie față de semeni, că așa spune. Faceți oamenilor ce voiți să vă facă ei vouă. Faceți lui Dumnezeu ceea ce vreți să vă facă El vouă. Și cum spune acolo? Cu ce măsură dai, cu aceea primești. Omul bun scoate cele bune din vistierii inimii sale, omul rău pe cele rele. Și spune, în clipa aceea s-au deschis ochii lor. I-a atins Iisus ochii, deci numai El ne poate atinge mintea. Și o să mă întrebați cum? Simplu. Cum le-a atins mintea lui Luca și lui Cleopa? La Euharistie, la frângerea pâinii, l-au cunoscut. Și li s-a deschis lor ochii
și l-au cunoscut și au plecat cu bucurie mare la Ierusalim, am văzut pe Domnul. Și ce spune că a făcut când s-a înălțat la cer? Le-a deschis mintea să priceapă Scripturile. Deci și Dumnezeu trebuie să ne deschidă mintea, să înțelegem noi ca oameni că mintea au și nu pricep, tot Scriptura o spune. Că avem nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum trebuie și nu așa cum vrem. Iisus le-a poruncit cu asprime, atât zicând, vedeți, nimeni să nu știe. Asta e o foarte mare întrebare, asta e o foarte mare întrebare și pentru mine și temă pentru o casă. De ce poruncește Dumnezeu la acești doi orbi, nimeni să nu știe? Apar două elemente noi pe care vreau să le știți.